in the past wanted to subjugate Europe, and you know, now the United States does that, and the European Union was shown its place, and the Nord Stream 2 well, case and scenario has demonstrated what is the real place of the European Union on the world arena. Mr. Biden's statements when responding to a question whether there has been any alternative to the sanctions from hell, so-called, he said that the only alternative is the Third World War, and it only can be a nuclear war. But please mind that it is in the minds of the Western politicians that they keep returning to the nuclear war. It's not in our minds, so we will not allow any provocations. That Europe, mostly, and the United States are trying to close down all the outlets, media outlets and information sources broadcast by Russia and from Russia on how the special military operation progresses and advances and how the Ukrainian army and the neo-Nazi battalions behave towards the peaceful civilians. They rob and rip off the Donbas settlements. When they fall back, they take vehicles and property from Ukrainian residents living there. They behave like pillagers and marauders. And, you know, there is a lot of information about the future provocations that are brewed in Mariupol and on other territories where the Ukrainians are now trying to use the civilians as a human shield. Talk to the Indians, the Arabs and the Africans that are trying to flee Ukraine now. They are not allowed. O mostră de propaganda a Federației Ruse, Lavrov, amestecând elemente și imagini din istoria recentă a Europei cu Napoleon, cu Hitler, cu diverse, cum să spun eu, episoade recente din zona Donbas, Crimea, presupuse lucruri amestecate, da? Așa arată propaganda rusească. Ce este mai rău acum urmează, spune președintele Franței după o discuție de o oră și jumătate cu Vladimir Putin, un lider care și-a pierdut busola și probabil și rațiunea, este singurul lider european care mai are acces în a discuta telefonic, da, cu Vladimir Putin, Emmanuel Macron. Avertizează Macron că Putin vrea să cucerească toată Ucraina și că ce este mai rău acum urmează. Discutam în prima parte despre noua tactică a armatei ruse, aceea de anihilare lentă. Ceea ce vedeți în spatele meu sunt navele de luptă ale Federației Ruse care sunt filmate de pe țărmul ucrainean, da? Țărmul de la Marea Neagră, din zona Crimea, din zona încă litoralului ucrainean, litoralului de la Marea Neagră, în proximitatea României. Aceste nave de război, da, sunt în proximitatea guilor Dunării, da, Crimea, Odessa, zona pe care cel mai probabil o vizează Robert Turcescu, cum spuneai, a fi cucerită în perioada următoare cu refugiați, cu ceea ce urmează după ce vor intra cel mai probabil cu trupe și în zona celor trei foste județe ale României, da. Cahul, Ismail, Cetatea Albă, apropo de istorie. Da? Am rămas dator cumva de ce spuneam că mă tem când aud asta cu portavionul nuclear care vine spre noi și voiam să mă fac foarte bine înțeles. Dom'le, mă tem să nu fim atrași într-un conflict. Nu România, NATO, lumea occidentală. Da? Nu putem ști în acest moment cum și unde se vor duce lucrurile. Pentru că dacă drama asta umanitară continuă și ea va continua și nu se ajunge la un acord, sunt chiar curios să văd ce se va întâmpla cu aceste coridoare verzi de care pomeneau cele două coridoare delegații. Coridoare verzi înseamnă criză, da, a refugiaților, da, o criză, da, umanitară. Ce o să facem noi ceilalți de dincolo de graniță, România, Franța, Italia, Germania,
Ne vom uita în continuare de-a lungul următoarelor săptămâni cum rușii măcelăresc populația ucraineană? Întreb. E o întrebare. De asta îți spun, da? Sigur că suntem la momentul la care pare lumea occidentală legată de mâini. N-are ce să facă mai mult de atât, că dacă face ceva să ajunge, Doamne ferește, la confruntarea nucleară. A spus-o explicit Putin, da? Toți cei care înarmați Ucraina, da? Să vă pregătiți la un răspuns În declarația făcută astăzi de Emmanuel Macron, mi s-a părut foarte multă îngrijorare. Sigur, mâine își anunță candidatura la președinție, domnul Emmanuel Macron, sau reintrarea în cursa pentru candidatura la președinție, pentru un nou mandat. N-aș pune însă pe seama această îngrijorare lui, pe seama unui plus de atenție pe care îl vrea de la lume în general și de la francezi în special. Cred că încercând să stea ce-or fi discutat, măi, stai și te gândești, o oră și jumătate l-a ținut Macron la telefon pe Putin în condițiile în care Putin a sunat. Da, o oră și jumătate. Probabil că face tratament, nu știu, psihiatric. După o oră și jumătate de discutat tratează. Cu dementul de Putin, iese Macron și spune n-am reușit, adică e lumea lui. Omul și anunța că vrea să-și ducă planul până la capăt. Lui. De asta spun că am o strângere de inimă, da? Ce înseamnă planul până la capăt? Înseamnă că vrea să cucerească toată Ucraina. Bun. Ca să cucerească și toată se oprește la Ucraina? Păi nu, dacă să cucerească toată Ucraina, repet, crimele pe care le-am văzut până acum vor continua. Vom avea 10 ori mai multe victime decât până acum, în rândul civililor. Imaginele vor fi din ce în ce mai sfârșietoare. Și într-un astfel de context, lumea occidentală ce o să facă? Or să spună în continuare, înarmăm armata ucraineană sperând că în cele din urmă va rezista în fața tăvălugului rusesc. Și dacă nu rezistă? Asta spun. Și dacă nu rezistă și Ucraina este luată, am înțeles, sancțiuni. Tancurile sancțiuni sunt acolo. Sancțiuni cedează Rusia. Bun, sancțiunile sunt menite să oprească avansul armatei ruse. De acord cu sancțiunile. Pare că lui Putin este frică de sancțiuni. Da? Rău de tot este frică de Ok, situație. Dar cât va rezista Federația Rusă? Asta nu pot să spun, dar deocamdată deja există, cum ți-am mai spus, există cunoscători foarte fine ai fenomenului care au declarat public că Rusia este în quasi-faliment, da? Cu această retragere. Și nu e vorba că se retrage Apple, că se retrage nu știu ce producător de mașini, că se retragă ăștia din high-tech. E vorba că o să rămână literalmente fără mâncare. Cât să scoți din rezerve? Se epuizează și alea. Rămâne lumea fără mâncare, fără bani. Ce o să facă? O să vrea să fugă peste hotare. A anunțat acum legea marțială pentru a-i ține pe toți în granițe acolo. Da? Sancțiunile, e un prim val de sancțiuni extrem de dure la care ei nu s-au așteptat și care îi lovesc crunt. Mașinăria de război care e gripată undeva și la 60 sau la câțiva kilometri de Kiev, da, este finanțată de guvernul de la Moscova. De petrol, de gaze. De petrol, de la gaze. Ai văzut soldații ruși care fură, de zici că sunt ultimii șobolani, fură de prin magazinele ucrainenilor, fură mâncare și combustibil. Arată că sunt subnutriți, arată că sunt nu le sunt furnizate prost alimentați, acum prost alimentați nu cred că sunt, dar prost alimentați în sensul că au probleme de logistică. Și noi trebuie să nu trebuie să uităm în primul și în primul rând că ăsta este agresorul. Uitați-l acolo. Nu trebuie să ne întrebăm noi acum la sfârșit ce face lumea occidentală. Lumea occidentală face foarte mult. Foarte mult. A impus aceste sancțiuni. Dar ce mă opresc să mă întreb în momentul da, de față? Da, poți să te întreb, dar lasă-mă să mă gândesc cu tine emisiune. Nu suntem aceeași emisiune. Am înțeles, da. Păi poți să te întrebi. Ce e rău să te întrebi în momentul de față? Este foarte... Ce se poate face? Pentru că îmi pare că o secundă. Știi ce înseamnă defetistul în război? Extraordinar. Ești defetist. Nu sunt în asta îmi pare că ești defetist. Păi sunt. Lumea occidentală furnizează mor oameni din cauza unui stat rab nebun de la Moscova. Și o să mai moară Stelea Negra. Dar întrebarea este unde ne oprim? Unde ne oprim? Noi sau Putin? Stai puțin! Bun. Cine a început agresiunea? Putin. Că noi pare că deja o becăim, nu mai avem busolă. Agresorul este la Moscova. Noi încercăm prin mijloace pe care putem să ajutăm poporul ucrainean. Salvez cât mai mulți oameni. Oamenii vor să se lupte cu rușii. Ucrainienii vor să se lupte cu rușile. Dar este războiul lui Putin, al Rusiei cu Ucraina. Mai departe vom vedea ce facem. Vedem ce facem acum. Eu cred că e războiul lui Putin cu toată lumea. Aia e problema. Vedem atunci ce va fi. Vreau să stăm. Deci, stai puțin. Hai să încurajăm atunci o atitudine defetistă, că n-avem ce face și ne predăm lui Putin.
Și toată istoria Europei de la al doilea război mondial încoace, de la acea uriașă crimă a lui Hitler, până acum o ștergem. Și ne punem toți preși în fața lui Putin și asta e. Eu cred că încurajarea nesfârșită de fetismul ăsta nu induce decât teamă, cum a făcut și domnul de la nu știu ce ONG mai devreme, care spunea că dă Putin cu bomba atomică. Există comentatori din nou occidentali care spune că trebuie să ne pregătim și pentru asta. Hey, dar asta nu înseamnă că stă George Scutaru, nu George Scutaru, da? Ca să fim, că am primit și eu deja mesaje. George Scutaru, fost consilier prezidențial pe Securitate Națională la Cotroceni, a zis așa, dacă se va bloca în tehnica asta sau în tactica asta de inhilare letală pentru a îngenunchea armata ucraineană, Putin ar fi dispus să facă o asemenea lovitură tactică cu un tip de ogiv, da, nuclear redus sau cu o bombă de aia murdară, da, termobarică, a dat un asemenea, o lovitură cu asemenea capabilitate militară în ideea, da, de a anihila, de a pulveriza rezistența din Kiev. Da? Poate face lucrul ăsta dementul. Da? Dacă vede că nu-i merge cu lupta cu rachetele, cu pisarea, da, cu anihilarea letală, dacă vede, o să vedem acum imaginele cu convoiul ăsta de blindate care este oprit, ucrainenii pretind că l-au atacat. Dar întreagă... dacă să cadă o bombă pe teritoriul României, nu atomică, un obuz, două, în greșeală, se poate greșeală, da? Am mai întâmplat Dobrogea, Doamne ferește. S-a mai întâmplat de nenumărători. Da. România e membră NATO și această decizie se ia la reuniunea miniștrilor apărării ai NATO. Nu poate lua România decizia, înțelegi? Dacă cade la 2 km mai încoace, vine România și spune declarăm noi război Rusiei. De-aia suntem membri NATO. De-aia a spus Biden, președintele cele mai importante națiuni de pe planeta, cele mai puternice națiuni de pe planeta asta, că va apăra fiecare centimetru din NATO. Noi suntem membri NATO și nu există motive pentru a ne teme, pentru a sta cu frica în venă că un diliu de la Moscova va arunca sau nu bomba nucleară. Înțelegi? Această atitudine de a șerpări, de a insinua în rândul populației teama că aruncă la bomba nucleară, ne paralizează. Da? Deocamdată Occidentul nu pare paralizat, pare trezit. A livrat o grămadă de arme defensive Ucrainei, da? Germania aduce aminte că înainte să înceapă conflictul, aduce aminte. Germania, care e principalul beneficiar al gazului rusesc, da? Nord Stream 2 aducea 50 de miliarde de metri cubi. De 5 ori consumul României, numai pe o singură conductă. Da? Germania spunea înainte de îndemânarea conflictului că va trimite 5.000 de căști. Atât. După ce Putin a intrat acolo, deja au anunțat că vor livra armament defensiv într-o proporție covârșitoare, da? Germania, Olanda, uite-te reacție, Finlanda, Suedia spun că vor, se gândesc la NATO. Înțelegi? Există o reacție solidară a Uniunii Europene, a statelor europene, a Americii, pentru a se opune acestui agresor. Odată ce stăm cu frica în vene și ne aruncăm plumb în picioare, înseamnă că nu facem nimic. Și asta nu ajută cu nimic pe acești oameni care încearcă să se împotrivească satrapului. Vedeți imagini dintr-o zonă urbană din Ucraina, nu e clar, nu știu despre ce oraș discutăm. Ucrainenii sapă tranșee, da, în zonele urbane, așteptând armata Federației Ruse. Vedeți lucrurile astea întâmplându-se, imagini absolut, cum să spun eu, groaznice, cumplite, pregătesc cel mai probabil tranșee de rezistență în fața rușilor. Nu, niște saci pentru a construi niște baricade mai degrabă. Baricade, da. Tranșee, da? Schimbăm puțin subiectul și mergem mai departe. Am discutat aseară mult despre Republica Moldova. După declarații, cum să spun eu, pe care eu nu le-am înțeles de la începutul săptămânii, un ministru de externe, da? Ministrul de externe al Republicii Moldova a spus că Republica Moldova nu poate participa la sancțiunile pe care Europa, da, economice, le-a impus Federației Ruse, pentru că Republica Moldova este extrem de dependentă de energia electrică, de alimentarea cu alimente, da, cu economia Republicii Moldova este prea dependentă de Federația Rusă și moldovenii, frații noștri de peste Prut, nu pot pune, da, nu pot aplica sancțiuni Federației Ruse. Astăzi însă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a
semnat oficial cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Republica Moldova încearcă așadar să se lipească de Ucraina. Știți deja declarațiile. Parlamentul European a adoptat o rezoluție pentru a grăbi integrarea Ucrainei, da, pe o procedură simplificată și a încerca practic să introducă Ucraina spațiul cât va mai rămâne evident din Ucraina după acest război în granițele Uniunii Europene și a încercat să-i protejeze pe ucraineni, da, de agresiunea Federației Ruse. Referendum, da? Maia Sandu, de unificare cu România, era un moment pe emoții, asta ei, cred aici, de interesant. Maia Sandu este suveranistă, știi lucrul ăsta, nu dorește unirea Republicii Moldova cu România. Acum. Păi, dar era suveranism. Calea, era calea cea mai rapidă de a accede Republica Moldova, hai să spun așa, în Uniunea Europeană, prin unirea cu România. Ei, pe un fond de emoție, ei, din asta populară. Știi, Robert, actuala putere politică eu, de, da, la, de la Chișinău, prin Maia Sandu, nu dorește unirea cu Republica Moldova, da? Apropo de discuțiile de la noi, de la București. Da. Da? Haideți să vedem declarațiile Maia Sandu. Semnăm cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ea este adresată domnului Emmanuel Macron, președintele Franței, țara care astăzi deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Cererea o depunem în următoarele zile la Bruxelles. Republica Moldova trebuie să aibă un parcurs european clar. Suntem pregătiți să facem totul pentru realizarea acestui obiectiv național fundamental. Cetățenii au ales această opțiune. Ei văd viitorul țării noastre în Uniunea Europeană. Știm care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm și suntem pregătiți de lucru. Pas cu pas, hotărât, vom parcurge toate etapele pentru a construi viitorul prosper și pașnic al cetățenilor Republicii Moldova. Da, se întâmplă lucruri interesante și importante, oameni buni, dragii mei telespectatori. Vicepreședintele SUA, spune presa de dincolo de ocean, de la Washington, ar putea veni în România, Kamala Harris. Astăzi a fost președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, așadar vicepreședintele Statelor Unite intenționează să vină într-o vizită oficială la București. Evident, totul are legătură cu conflictul, cu războiul din Ucraina. Și ceea ce ne spunea Robert Turcescu acum câteva minute este practic o informație confirmată de autoritățile din Franța. Franța a anunțat că portavionul Charles de Gaulle, da, cu capabilități nucleare, a fost repoziționat. Da, a fost repoziționat mai aproape de România. Ce înseamnă mai aproape de România? Probabil în Marea Mediterană, în estul Mării Mediterane sau în Adriatica, pentru a proteja spațiul aerian. Acum, spui că nu are voie să intre în Marea Neagră. În Marea Neagră, da. Dar asta nu înseamnă că nu poate veni. Și acum, de râsul plânsul, văzând ce s-a întâmplat ieri cu avionul MiG-21 Lancer, este de dorit ca să avem un portavion cu avioane bune, fiabile, în proximitatea. Un portavion are spațiul aerian al României. Au 70-80 de unități de luptă pe el, suficiente, înclin să cred, pentru a apăra spațiul ăsta aici, da. Bun, o discuție despre Republica Moldova. Tu ce crezi, Robert, că se va întâmpla cu Republica Moldova? Crezi că urmează scenariul ucrainean? Nu. Adică cu o intervenție. Ferească Dumnezeu. Păi nu, Putin poate ridica miza. Bun, Tiraspol nu este, cum să spun eu, o mare miză economică sau nu e Donbass sau Lugansk sau zona asta a Ucrainei, dar poate să declanșeze un scenariu și pe Republica Moldova, cum l-a declanșat prima dată. Să recunoască independența Tiraspolului și să trimită trupe, nu? De ocupație, cum a făcut în Ucraina. Da, la ora asta adevărul e că poate să meargă pe unde vrea, ca să zicem așa, și repet, cine îl poate opri în această excursie până de la Ucraina spre Moldova? Cine ar trebui să-l oprească? Păi, nu știu, poate că există un plan, poate că există, nu știu, dar ideea că ne așteptăm punându-se o recompensă pe capul lui să-l omoare cineva pe Putin, da?
cred că este o strategie perdantă sau că poporul rus se va răscula. Pe astea sunt cele două strategii, așa, la nivel adicătul de comunicare. Asta e cancan mediatic, povestea aia cu milioane în cancan mediatic, iar partea aia altă mai așteptăm până se întâmplă cu adevărat. Vedem mii și zeci de mii de ruși care își riscă viața la propriu, pentru că acolo dacă protestezi pe stradă, în, și tu nu la Moscova, așa arest, 30 de zile arest. Da. Nu numai arest, dar ei sunt trimiși după aia în spatele care sunt condamnați. Pentru că protestează împotriva regimului. Nu știu ce impresie avem despre Rusia, dar e o țară săracă, în care, din discuții cu ruși de acum mai mulți ani, 20 poate, vodka e foarte importantă, s-au câștigat alegeri în diverse funcții, inclusiv la președinție, promițându-se că nu se atinge nimeni de rația de vodka și că nu, în sensul în care nu crește prețul foarte mare la vodka. Deci vodka și pâine. Cine crede, am auzit chestiuni de genul ăsta, domnule, rusul e lăsat în momentul de față fără Netflix, fără Pornhub și fără nu știu ce alte... Este început. Sancțiunile economice vizează mult mai mult de atâta. Da. Vizează inclusiv alimente și vodka. Sancțiunile economice, până să ajungă să producă un efect de răscoală a populației ruse împotriva produc deja, sunt lui Putin, noi asistăm la, coadă, la să-și ia banii din bănci. 10 de morți în fiecare oră în Ucraina. Asta e toată chestiunea. Despre asta vorbim acum. Dar nu mor singuri, sunt omorâți de... Categorii, de un criminal. De un criminal de la Moscova, așa. Chestiunea asta. Că vreau să spunem în fiecare... La fiecare frază că poate uită 30 de secunde. Nu, cred că uită nimeni, că nu cred că ne urmăresc niște tâmpiți. Ne urmăresc niște oameni care chiar sunt ancorați la firul evenimentelor și nu cred că nimeni în momentul de față îi ridică statuie lui Putin. Dar toată lumea pune două întrebări. Eu așa văd lucrurile. Unu, ce vrea Putin? E o întrebare. Asta cu denazificarea nu știu ce presupune. Să transforme Ucraina într-o satrapie. Noua Cecenie. Nu știu Ostrie. Ce presupune denazificarea. Dacă presupune doar eliminarea armamentului Ucrainei, pe care îl are Ucraina, poate fi, dacă presupune și asasinarea liderilor politici, intrăm într-un cu totul alt scenariu. Deci, unu, nu știm ce vrea Putin și, doi, nu știm cum, ce variantă ar fi de găsit pentru a opri, repet, crimele care se produc în momentul de față pe teritoriul ucrainean. Cred că tot Occidentul în momentul de față Robert, de se sunt două variante. Iartă-mă atâta, vreau fie, să dau. Următoarele zile... Fie Europa și americanii meta război cu rușii, fie da. îi toacă economic. Singur, vreți să vezi o știre interesantă? Dacă îmi dai voie să mai spun o singură chestiune și chiar că tac, n-am. De altfel, în zilele următoare urmează să fie lansată, spun din nou, probabil cea mai nenorocită bombă din acest război. Și anume bomba cu migranți. Deci vor fi atâtea mii de persoane care vor da năvală, zeci de mii, sute de mii milioane. De persoane. Bă, nici între, mă 5, între 5 și 10 deci, milioane dacă vrei, de ucraineni e estimat valul inițial. Ucraina are o populație de 44 de milioane de locuitori. Următoarea nenorocire, înțelegi? Următoarea nenorocire. Pentru că cum o să reacționeze Europa? Ce se va întâmpla? Oamenii ăia nu pleacă și zici, domnule, am plecat în excursie, mă mut din Kiev, mă mut la București sau mă mut la Berlin. Da? Unde locuiesc? Ei vor spera în continuare să se poată întoarce în Ucraina. După ce o face Putin una cu pământul, o face moloz? De asta spun că greu de în momentul ăsta e un gest simbolic semnarea acordului de aderare la Uniunea Europeană. Ea nu se Vladimir Putin nu vrea să cucerească Ucraina, vrea să o distrugă, să o facă moloz. Vrea să sperie populația și să alea 15-20 de milioane de locuitori să fugă din fața armatei. Da? Nu vrea să administreze Ucraina, că n-are bani Vladimir Putin. Și o să vedeți că Banca Centrală a Federației Ruse, ca să vedeți cât de groasă e chestiunea asta economică și care îi afectează pe rușii simpli, evident nu pe demenții care conduc Federația Rusă în frunte cu Vladimir Putin. Da? Astăzi știre, da? Șeful Departamentului de Investiții al BNP Paribas spune
că Banca Centrală a Federației Rusă a decis să nu plătească dobânzi, da, care valorează 29 de milioane de dolari. Deci Banca Centrală a Rusiei nu a avut sau n-a avut mai degrabă, nu a avut 29 de miliarde, da? Sunt, cum să spun eu, interes dobândă, da, pe care trebuia să-l plătească la bondurile pe care le-a emis, da? După câteva zile, practic, Banca Centrală a Federației Ruse este în faliment tehnic. Deci da, rușii nu mai au bani să-și plătească datoriile. Nu vor, da? Să-și mai plătească datoriile, nu-și vor mai onora. Ce înseamnă datorie? Asta? Banca Centrală a Rusiei a emis bonduri, da, pe care instituții financiare au luat bani cu împrumut pe bonduri, garantând cu bonduri ale băncii. Au luat banii și nu mai au bani să-și plătească dobânda. Dobânzi, pardon, repet, aveți dreptate, da, 29 de miliarde trebuie să plătească Rusia pentru dobândă la împrumuturile pe care le-a făcut, bondurile pe care le-a emis Banca Centrală a Federației Ruse. Da? Deci 29 de miliarde trebuia să plătească și nu a avut de unde să plătească banii aceștia. Da, iar site-urile companiei Lukoil, da, site-urile de peste tot din lume au căzut după ce Lukoil a anunțat și a cerut încetarea războiului. Asta va duce la o nouă înghețare a asset-urilor, la activelor, fie financiare, ce-a mai rămas, financiare sau de orice fel, de peste tot din lume. Dar ce-a mai rămas nesancționat acum, ce n-a intrat în primul val, va intra efectiv acum, pentru că trebuie 29, da, sunt creditori care își așteaptă dobânda conform unui contract. Ți-am cumpărat, ți-am luat eurobondul tău, Banca Națională a Rusiei, și te-ai angajat ca la data de, adică, cum spuneați omul ăsta, astăzi să-mi plătești o dobândă de 29 de miliarde. Nu mi-ai dat, te dau în judecată și toate aseturile tale de peste tot ți le iau. Îți iau tot, ce rămân bani, dau-o peste tot. De oriunde, înțelegi, ai statului rus. Și asta înseamnă faliment, pentru că nimeni nu mai împrumută. Deci de acum încolo nimeni nu va mai împrumuta cu nicio lețcaie Rusia. Deci, cu ce să finanțezi Rusia, mașinăria de război? Rusia nu-și poate plăti datorile și este evident lucrul ăsta și nu va putea pe termen. Să știi că toată chestiunea asta antrenează niște mișcări în lanț, adică nu e paguba trecută exclusiv în dreptul rușilor. Da? Adică faptul că la un moment dat ei dau o țeapă acum, neplătind 29 de miliarde dobânzi, da? Pe împrumuturile luate, pe eurobondurile luate, gaura asta, da, se simte undeva. Cu siguranță. La un moment dat, da? Are ecou, adică lovești ciocanul, lovește acolo în Rusia. Robert Tucescu, dacă dobânda era... Dacă gongul vibrează în toată lumea. E foarte bine ce spui, dacă dobânda e de 29 de miliarde. Cât a fost împrumutul? Cât e principal? Da? E colosal. Sute de miliarde de dolari pe care deci n-au bani Federația Rusă. Dobânda. Înțelegi? Da, păi principalul. Da? Deci vor fi... Eu cred că ăsta este un semn clar al falimentului statal. Cu ce să-i mai plătești pe oamenii aia? Pentru că nimeni, nici în Rusia, dacă vor veni la oligarh, nu știu care, să ia... Ori ia cu japca, dacă declară legea marțială, îi ia totul cu japca, da? Îi ia grâu, îi ia fabrici de pâine, îi ia tot, ca să finanțeze mașinăria de război din Bună Ucraina. Seara, domnule profesor Mircea Coșa, mulțumesc pentru intervenție. Bună seara, cu mare plăcere. Am comentat până la intervenția dumneavoastră știrea legată de faptul că Banca Centrală a Federației Ruse nu a putut achita dobândă, da, la bondurile pe care le-a emis, la împrumuturile pe care le-a luat de pe piețele internaționale, o dobândă mare de 29 de miliarde de dolari, nu au reușit să pună acești bani în quantumul banilor, da, împrumutați de pe piețe, și toată lumea se uită cu îngrijorare, unii vorbesc despre falimentul până la urmă al Federației Ruse. Da, Federația Rusă este într-o situație economică dificilă de mai mult timp. Pentru că ea nu a reușit în ultimii ani să iasă din statutul de țară în curs de dezvoltare, dacă nu chiar s-a dezvoltat. Intrările ei în buget sunt bazate pe export de materie primă și energie. N-a făcut progrese importante în o structurare pe valoare adăugată mare. Deci toate sancțiunile care vin pe o economie care deja suferea. Acum, ieri, spre exemplu, mă gândeam că toate sancțiunile care au venit și care ajung la cetățeanul rus
probabil vor determina o anumită mișcare în Rusia, pentru că dacă rubla a căzut cu 30-40%, înseamnă că și puterea de cumpărare a căzut de la o zi la alta. Deci situația cetățeanului de rând e foarte gravă. Mai ales că în termen de putere de cumpărare, venitul pe cap de locuitor în Rusia e chiar mai mic decât în România și România e pe ultimul loc din Europa. Vă dați seama. Dar astăzi, văzând cum merg lucrurile și mai ales după cuvântarea domnului Putin de acum vreo câteva ore, mă încerc dacă nu cumva situația asta se va întoarce într-un oarecare sprijin pentru Putin, pentru că Putin a dat vina pe occidental, pe americani în legătură cu aceste sancțiuni, arătând că de fapt sunt nemeritate și că aduc un prejudiciu poporului rus care de fapt nu e vinovat cu nimic. Nu știu ce se va întâmpla până la urmă. Putin, acum, Putin trebuie să spere ca poporul rus să aibă capacitatea de a rezista privațiunilor care vor urma în Federația Rusă, da? De tot felul. Dar, domnule profesor, explicați-ne ce se întâmplă cu un stat care nu mai poate să-și plătească datoriile, da? Federația Rusă nu-și poate plăti dobânzile la creditele impresionante. Intră în incapacitate de plată. S-a mai întâmplat asta acum vreo 10-15 ani în Europa, chiar dacă nu s-a spus foarte clar, Grecia a trecut printr-o astfel de perioadă și a ieșit din ea pentru că au existat două elemente pe care Rusia nu le are. Grecia făcea parte dintr-un sistem european de monetar, adică euro, și atunci a putut să aibă un sprijin foarte important din partea băncii europene. Rusia nu o să poată să facă lucrul ăsta, nu va putea să ajungă nici la un acord cu alte organizații sau instituții internaționale, cum ar fi FMI-ul sau Banca Mondială. Deci, ce va putea să facă? Va face un șantaj care a început astăzi. Și anume, a oprit gazul și o să-l pună la prețul mult mai mare. Problema este dacă Europa va găsi posibilitatea să trăiască fără gazul rusesc câteva luni de zile. Să nu uităm că programul Green Deal este în criză. El nu a adus la data la care trebuia alternativa la gazul rusesc. Polonia și Germania s-au reîntors la cărbune. Uniunea Europeană a inclus energia nucleară pe lista energiilor de tranziție. Deci s-a făcut un pas înapoi în Green Deal. Dar și totuși asta cere timp. Deci lucrurile nu sunt deloc clare. Vă spun foarte sincer că în momentul de față nu am niciun element care să mă ducă la o idee, să zicem, cât de cât optimistă. Prețurile vor crește la energie și la gaze și la alimente. La energie, aici am inclus și gaze și la alimente, pentru că vor fi niște situații dificile în sensul în care un mare producător de mâncare, de cereale și de carne și de îngrășăminte iese din joc. Ucraina. Deci va fi o pierdere. Cine o înlocuiește? Rusia nu poate. Noi am emis niște teorii de-astea optimiste. Lasă că devine România un principal producător. Nu avem posibilitatea asta. Sigur că am putea să avem un excedent de câteva milioane de tone, dar nu mai mult. Deci va fi o foamete, nu în sensul lipsei de alimente, ci la creșterii prețurilor. Și atunci întrebarea se pune, mai poate Putin să ducă o astfel de campanie. Dar există și întrebarea cealaltă. Dacă nu are altă posibilitate, nu-i rămâne decât una singură, și anume campania militară. Și este un lucru foarte îngrijorător. Așa că, domnul Mănăstire, vă sunt foarte sincer. Nu am niciun fel de idee clară în cap. Mi se pare că în momentul de față asistăm la o escaladare atât de puternică a conflictului, care mi se pare local, dar nu este, și la o serie întreagă de elemente negative care cad pe capul nostru. În principal a românilor, pentru că noi suntem singura țară din Europa care nu am rezolvat problema facturilor. Deci dacă la această creștere a facturilor, care este între 68% mai mare în termeni, să zicem, optimiști, să mai adaugă o tublare ca urmare a creșterilor de astăzi, cum va mai trăi economia României? Bugetul național va suferi pentru că trebuie să-și mărească cheltuielile pentru înarmare, pe care eu le sprijin. Da, pe termen scurt, spuneați că povestea asta cu grijă.
Din Dilu, știm că am mai dezbătut lucrul ăsta, domnule profesor. România a închis niște mine de cărbune anul trecut în ideea cu Green Deal. Păi, da, nu poate lua niște măsuri România, domnule Coșa, rapide? Mai există un perimetru pe care Rongazul ar putea să-i dea drumul în exploatare? Am discutat despre el. Avem aceste mine pe care ar putea să le redeschidă, da? Și să încercăm pe o perioadă de câteva luni să ne echilibrăm. Și să renunțăm la povestea asta cu Green Deal-ul, mai simplu spus. Da, da. Însă astea sunt niște lucruri care se întâmplă într-o țară care are, nu știu cum să vă spun ca să nu supăr pe nimeni, care are o anumită rațiune în conducere. Dacă avem această rațiune, nu închideam minele de cărbune atunci când mi s-a spus închideți-le. Pentru că nimeni nu le-a închis, numai noi le-am închis. Dacă am fi avut o doză de rațiune pe timpul guvernării Dăncilă Dragnea, am fi pus în funcțiune gazul din Marea Neagră. Faptul că de 5 ani de zile nu avem legea offshore, asta este un păcat extraordinar. Acum ar fi fost exportator de gaze, nu importator de gaze. Avem posibilitatea ca să suplimentăm producția hidro prin terminarea investițiilor la 3 sau 4 hidrocentrale care au rămas neterminate în proporție de 70%. Deci posibilități sunt. Dar dumneavoastră vedeți-mă undeva un program în direcția asta? Vedeți măcar o declarație în direcția asta a Ministerului Energiei care de gând să facă ceva? Păi acum trebuie luate măsurile imediat. Acum. Pentru că conflictul ăsta va fi o presiune asupra României ani de zile, pentru că suntem la 10 km de un, să zicem, de o forță imprevizibilă. Nu vom avea investiții străine așa cu carul, cum credem noi, pentru că e o zonă de risc. Dacă acum nu se întâmplă ceva, dacă nu există o schimbare esențială în gândirea guvernamentală, n-am făcut nimic. Am remarcat niște idei foarte bune la Ministerul Agriculturii care vrea să suplimenteze producția de legume, fructe românești pe anul ăsta ca să reducă importul. Da, dar pentru asta trebuie și un program și bani. Păi, domnule Coșa, apropo de bani, până la momentul războiului am avut această criză nerezolvată de coaliția de guvernare privind compensarea și plafonarea, da, facturilor. E o întreagă nebunie încă nerezolvată. Deși au promis că săptămâna trecută, înainte de declanșarea războiului, o vor rezolva. După începerea războiului, facturile vor exploda și explodează deja. E cât se poate de evident ce se întâmplă pe piața gazelor, cum aminteați, da? Cum discutam. De unde vă face rost de bani în plus? Da? Pentru că acest război va aduce o criză energetică suplimentară față de criza cu care ne confruntam. De unde vor face rost de bani? În împrumuturi. Sigur că va trebui să existe și o prioritizare. Probabil că pe anumită perioadă se vor mai reduce investițiile care nu sunt legate direct de necesitățile economiei de război în care am intrat. Dar împrumuturi care vor fi mai scumpe, mi-e teamă, n-am nicio informație, mi-e teamă așa să nu ajungem la un acord cu FMI-ul cumva. Nu știu ce s-a întâmplat în vizita pe care Uniunea Europeană a făcut-o la nivel înalt azi în România. Probabil că vor fi niște fonduri pentru cei care vin din Ucraina, dar nu pentru altceva. Bun, dar PNRR mai vin banii din PNRR? Credeți că... Eu de două săptămâni am urmărit zi de zi. Nu există niciun fel în presa pe care o avem, pe informația pe care o avem, nimic în legătură cu PNRR-ul. Domnul ministru al muncii zicea că pleacă la Bruxelles. Nu, l-a mai plecat. Nu e momentul acum. Mulțumesc pentru... Europeană spune foarte clar că nu se renegociază. Însă, aici poate fi un joc diplomatic foarte interesant și de diplomație economică. Dacă România reușește la Bruxelles să arate că este în primul rând al acestei situații foarte nedorite a valului de persoane care părăsesc Ucraina, deci a intrat într-o perioadă excepțională, atunci, conform tratatului de PNRR, conform regulamentului, în situații excepționale se pot renegocia multe capitole.
Și la aceste capitole ar trebui să introducem agricultura neapărat, care este singura șansă a României pentru viitorii 10-20 de ani. Putem să devenim mari exportatori și, mă rog, să ne schimbăm cu totul poziția. Și s-ar putea renegocia ceva și în legătură cu industria de apărare, care trebuie neapărat să fie pusă pe primul plan acum. În măsura în care reușim, așa cum au reușit polonezii, ca cel puțin 18% din valoarea achizițiilor să fie pe offset. Deci sunt lucruri care se pot face. Nu ca să ne scoată așa din suma mării ca zeițele, dar oricum să trăim mai bine și să nu avem marile probleme care pot să vină și care pe termen scurt sunt greu de rezolvat. Că dacă în aprilie cresc prețurile fracturilor încă o dată pe cât sunt acum, ne putem aștepta la niște lucruri foarte periculoase, niște mișcări sociale care într-o țară care e la graniță cu un război, nu sună deloc bine și nu se știe cum se poate termina. Deci e atât de încrâncenată perioada asta, încât ceea ce discutăm noi deocamdată și în lipsa unor informații și cu fake news-uri, sunt doar niște gândiri. Ce se va întâmpla, nu știm. Dar guvernul trebuie ca să facă ceva acum. Acum. În afară de faptul că e lăudat, că aduce apă, haine și mâncare la graniță, trebuie să facă și ceva cu ceea ce se întâmplă în economia României, pentru că adevăratul război pentru România nu este cel militar și nu o să fie, este cel economic. Mulțumesc pentru intervenție. Ne așteaptă o criză economică după război sau în timpul unui asemenea conflict militar, mai ales la proximitatea granițelor României, evident că vine criza economică. Luăm o scurtă pauză comercială și revenim cu concluziile acestei seri. Vom discuta, da, în ce măsură guvernul României are un plan pentru a proteja populația în fața scumpirilor și a problemelor economice inevitabile după acest război, da, pe care îl relatăm deja de o săptămână și o zi. Da, mai avem 2 minute de concluzii. Robert, o întrebare neașteptată și va fi o temă de discuție pentru că este deja în societate. Mai e de rămas în România? Oh, da. În condițiile în care războiul le aușă, criza economică vine și ea peste noi. Păi și dacă, hai să zicem așa, n-ar fi de rămas, unde să te duci? Când toată lumea va traversa această criză nenorocită. Marea noastră dramă este că nu avem în momentul de față o administrație centrală, un guvern în stare să găsească foarte rapid niște soluții. Da? Alte state au mai găsit. Nu, nici la... Au mai crescut facturile și la ei, cu 30-40%. Dar noi au ajuns să dubleze, să fie nenorocire curată. Și n-au găsit încă nicio soluție. Acum aici se mai vorbește prea mult despre facturi, pentru că e crana totul de acest război. Da? Facturile continuă să vină. Trebuie să le plătim. De mâncare tot trebuie să cumpărăm. Viața se scumpește. Viața se scumpește, deci e dezastru peste tot. Asta e cred că și abia început. Ăsta e, dai, cadoul lui Putin cu ghilimele de rigoare, Stelian. Și urmează turbulențe economice, ce crezi? Dar el a început deja cu turbulențele economice, da? Green Deal-ul, da? Reacția lui cu șantajul adresat Uniunii Europene cu gazele este venit în urma acelui Green Deal. Dacă nu exista Green Deal-ul, Green Deal-ul înseamnă că domnul Putin nu mai livrează în Europa gaze, petrol și cărbune. Ei, da? Și ăsta poate că este motivul real al acestui război. Exact. Sursele primare ale veniturilor la bugetul de stat, ale încasărilor la bugetul de stat al Rusiei. Dar el unde mai vinde gazele respective? Și atunci a decis să invadeze Ucraina ca să creeze război. Nu mai vreți gaze de la mine, petrol și cărbune? O criză economică, da? Uite, vă fac praf, vă aduc Siria la porțile Europei. Uite, fac un măcel cum n-ați mai văzut din al doilea război mondial. Mulțumesc pentru prezență. Urmează știrile nopții. Ne revedem duminică, tot așa, în ediție specială. Sănătate multă, numai bine!